Spania. Unul acum a trimis un mesaj. Știam că această carte va fi scrisă. Bănuiam că o vei face tu și sunt convins că va fi bine primită de rădășineni și nu numai. Dragostea ta pentru cărți mi-a marcat copilăria. Îmi amintesc că, copil fiind, cele mai dificile zile erau sâmbetele, zile când mama și tata ne dădeau ceva bani de buzunar ca recompensă pentru treburile făcute în cursul săptămânii. Măturat, greblat, tăiat secla și cartofi la porci, strâns poame sau mere. Cu toate că nu aveam mari speranțe, banii erau la tine, mergeam împreună la magazinul universal din sat, actuala primărie, unde toți banii se duceau, ai ghicit, pe cărți. Eram norocoși dacă rămânea ceva măruție din care ne cumpărai dulciuri. Erau momente când îi uram pe Jules Verne, pe Alexandre Dumas, tată, fiu și tot neamul lor. Pe tine nu, îmi erai frate. Mă întorceam acasă supărat cu mâinile băgate adânc în buzunare, lovind sictirit toate pietrele de pe stradă și înjurând într-o engleză stricată. Amarul ei de life. Încet, încet ne-ai transmis și nouă dragostea pentru cărți, aproape fără să ne dăm seama, am trecut la Jack London, Tolstoi, Dostoevski. Orele de lectură la noi se transformă în nopți de lectură, nu de puține ori ne prindea dimineața citind, în vacanțe, desigur. Atunci am început să înțeleg că comportamentul unei persoane în societate depinde de familia în care a crescut, școala la care a învățat și mai târziu prietenii cu care intră în contact. Ar fi mai multe de spus și frumoase, dar nu vreau să abuzez de bunătatea și timpul nimănui. Felicitări din toată inima pentru această carte, sper să o citesc cât mai curând. Îți doresc tot binele din lume pentru că îl meriți. Să auzim numai de bine. Mulțumim mult! La mulți ani, mulțumim!